emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au dorit și își doresc să vină în fața dumneavoastră pentru a-și promova ideile, pentru a-și promova proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii ani. Astăzi ne canalizăm atenția asupra comunei Lelese, o comună din Ținutul Pădurenilor, în care se întâmplă în ultimii ani destul de multe lucruri și pe partea de tradiții, dar și în ceea ce privește investițiile. Astăzi încercăm să aflăm și noi care este viziunea candidatului și primarului în funcție încă cu privire la dezvoltarea acestei zone. Așadar, astăzi alături de mine este domnul Ciprian Gheorghe Achim, primar în funcție și candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Lelese. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Este un ținut aparte, putem spune, acesta al Pădurenilor, și ați sau simțiți că ați contribuit cumva și dumneavoastră la o mai bună informare a oamenilor, a românilor, cu privire la ceea ce înseamnă de fapt această zonă? Cu siguranță principalul atu al nostru în Ținutul Pădurenilor în momentul de față este unicitatea prin cultura care o are, prin cultura veche, prin tradiții. Dacă acum 150-200 de ani principalul atu al nostru erau rezervele de minerale, fier, marmură, minereuri complexe, atunci mai puțin decât acum, dar atunci erau o foarte mare nevoie de fier și de piatră, de marmură și mangan. Foarte mult. Acum, în actuala economie de piață, cerându-se mai puțin fier și mai puțină piatră, noi am rămas să arătăm și să ne dezvoltăm prin tradițiile care le avem și începe să dezvolte ușor-ușor un turism tradițional care arată ceea ce suntem și prin acțiunile care le-am făcut am demonstrat că putem fi vizibili. Am avut o acțiune despre tradiții pădurenești acum 2 săptămâni și am avut vizualizări și impact pe distribuiri peste 100.000. Asta în 2 zile, în 3 zile, ceea ce înseamnă ceva pentru... Să ne gândim că Hunedoara de-abia are 50.000 de locuitori. Tot județul, nu știu, care undeva la vreo 400.000-500.000. Pe aici. Și atunci putem fi vizibili prin aceste lucruri și prin oamenii care îi avem aici. Aveți și acest ansamblu Leleșana pe care ați reușit cumva să-l resuscitați. Continuați pe aceeași linie? Continuăm și cu acest ansamblu fiind un motor al promovării tradițiilor pădurenești, dar nu doar cu ansamblu. Ansamblu este motorul care ne-a făcut vizibili. Am scris foarte mult, s-a scris foarte mult despre Ținutul Pădurenilor, având la bază tocmai această promovare. Avem o carte despre Ținutul Pădurenilor, de fapt este o monografie a tradițiilor în comuna Lelese, care de fapt extinsă este o tradiție în tot Ținutul Pădurenilor, scrisă de profesorul Rusalin Ișfănon. Am cules folclor și am reușit să-l punem atât pe hârtie, cât și pe CD-uri cu profesorul Bocșa de la Cluj. Am contribuit la traducerea unei cărți de domnul Nicu Jianu, un om deosebit care a făcut efectiv din plăcere acest lucru și am tradus o carte scrisă în 1906, publicată la, nu la Viena, la Budapesta, despre
Atunci era o monografie și o istorie, deci în 1906, atunci era o monografie și o istorie despre istoria fierului în acest ținut al Hunedoare. Deci avem o bază foarte puternică și plecăm, păi avem după ce plecăm. Aveți datoria doar de a duce mai departe toate aceste avem informații datoria, și de a le face cunoscute. Și un alt lucru cu care mă mândresc este faptul că am reușit să-i determin prin exemplu și pe alți colegi de-ai mei primari să facă și acest lucru, să-și facă ansamblu, să scrie despre acest lucru, fiindcă ceea ce este scris rămâne și de asemenea să ducă mai departe această tradiție, fiindcă Ținutul Pădurenilor se va păstra și va merge mai departe prin această formă culturală deosebită. Dacă din punct de vedere economic însemnăm mai puțin, din acest punct de vedere cultural însemnăm foarte mult. Desigur că trebuie foarte mult să dezvolți, ai nevoie de o infrastructură. Am avut o discuție la LLS cu domnul președinte al Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, cu colegul meu, primarul de la Cerbăl, și cu în care vrem să implicăm și partea de Lunca Cernic. Ținutul Pădurenilor este un ținut foarte vitregiat din punct de vedere geografic. Ca să ajungi într-o comună, trebuie să cobori Hunedoara, iară să vină apoi. Și atunci gândim o serie de drumuri care să poată să unească comunele între ele. Și atunci va fi foarte simplu să vedem câteva lucruri cu adevărat de excepție. Adică vii din Timișoara, cobori de pe autostradă, intri în Ținutul Pădurenilor pe Muncel, unde erau vechile mine de uraniu și de minereu complex, pe Iana Răchițelii, treci prin Lelese, minele de talc, furnalul de la Govăjdie, cariera de marmură de la Alunu, una dintre cele mai vechi cariere de marmură. O zonă de spectaculoasă. Marmură, spectaculos. Trecem prin Ghelar, o zonă minieră deosebită cu o biserică, cea mai mare biserică din mediul rural din România. Treci peste podul barajului de la Cinciș, care este în imediata vecinătate, și ajungi la Arsenie Boca. Deci o linie roșie printr-un ținut deosebit cu foarte, foarte, foarte multe. Ar fi un proiect destul de ambițios. Este ambițios și nu este greu de făcut. De ce? Fiindcă mare parte din aceste lucruri, prin grija noastră a primar, deja este făcut. Adică eu am realizat deja o legătură între mine și Ghelar. Practic fiecare primar ar trebui să-și facă Noi ne-am făcut partea și mai e nevoie de câteva porțiuni care le vom face cu sprijinul, printr-o strategie cu sprijinul Consiliului Județean, și avem promisiunea clară că se vor rezolva aceste lucruri. Și nu uităm că toată această linie roșie se învârte pe lângă Castelul Corvinilor, un castel foarte bine promovat, foarte bine promovat. Ați văzut și la târgul de turism sau la o competiție destinația anului 2024, unde județul Hunedoara a fost foarte, foarte, foarte sus, iar o destinație în plus și o zi în plus de vizită în județul Hunedoara, la care s-a adăugat și Ținutul Pădurenilor, înseamnă mult pentru turism. Ăștia sunt câteva gânduri în ceea ce privește turismul și tradițiile. De cele mai multe ori, atunci când suntem în campanie electorală, auzim promisiuni cu privire la asfaltări, la introducere de apă, de canalizare. Iată, dumneavoastră veniți cumva și cu o altă viziune pe termen mai lung până la urmă. Păi, să promit apă nu mai pot, fiindcă am promis și am realizat. Deci în ceea ce privește apa, emisiunile, n-am ce să mai promit, ele sunt în regulă și funcționează. Câteva chestii de reglementări care le vom face în perioada următoare. Vedeți, pentru noi, pentru primarii, vrei sau nu vrei, la 4 ani noi ne dăm un examen. Dacă pe alte funcții ești numit și rămâi acolo cât poți, cum poți, noi primarii la 4 ani de zile sunteți scoși la tablă. Suntem scoși la tablă mai mult. Se spune, tată, s-a terminat. Mai vrei în continuare? Hai în fața noastră și noi spunem da sau nu. Te-ai comportat
și ai fost pentru noi, noi mergem cu tine mai departe, sau se găsește altul mai bun, îți ia locul, nu știu. Deci asta nu este o supărare. Niciodată pentru mine n-a fost o supărare, o competiție între primari. Este lucru foarte bine. Am avut oricând cu oricine curat să mă pun spate în spate. Uitați-vă, eu sunt primarul în funcție, el este primarul care vrea să-mi ia locul. Ne punem unul lângă altul, cu cine vrea să mergem de departe, cu ăla mergem. Fiindcă primarul de localități mici nu trebuie să depindă de această funcție de primar. Deci nu trebuie să facă mătănii ca să rămână în continuare. El este ceva natural. Vrei să rămâi acolo, să trăiești acolo între oameni, rămâi mai departe, nu vrei, du-te Dumnezeu înainte și unde mai încurca. Eu am curajul să vin în fața fiecărui om, indiferent dacă el are de stânga, de dreapta, și să spun, domnule, bun, ai venit la mine la primărie, ai avut nevoie ceva, eu te-am ajutat. Nu te-am putut ajuta cu ceea ce legea nu mă lasă. Dar și acolo am forțat. Eu am procese inclusiv cu prefectura. Fiindcă eu vreau să ajut oamenii, am avut niște probleme de rezolvat și mai sunt pe legea cadastrării, unde am avut scandaluri imense, oricum am prelungit 2 ani de zile că nu s-a făcut cum trebuie, mai sunt probleme de rezolvat, eu vreau să le rezolv, fiindcă știu că terenurile sunt ale oamenilor. Prefectura zice, păi noi ne mai gândim că poate încălcăm, că poate nu încălcăm, exact ceea ce fac românii, că poate ursul, că poate broasca, că poate nu știu cine, că bă, nu mai poate dacă ăsta e adevărul din teren, ăsta e nevoile. De ce mai punem atâtea poate? Nu înțeleg lucrul ăsta. De ce nu interpretăm legea în favoarea omului? Oricum e interpretabilă de cele mai multe ori și atunci sigur, și poate bun, s-ar bine, găsi că mai o sunt și alte probleme. Mai bă, dar zice ăla e userist și penelistul, de ce vrei să-l rezolvi? Păi mai nu vreau să rezolv penelistul sau userist-ul, eu vreau să rezolv problema omului, leleșanului. Că e la mine din Lăreză și aia trebuie rezolvată. Lasă care e culoarea lui politică, că nu rezolvăm proprietatea în funcție de culori politice. Noi trebuie să rezolvăm problema oamenilor. Dacă mergem mai departe, așa mergem. Cum au fost toate aceste mandate pentru dumneavoastră în această funcție de primar? Așa, dacă ar fi să derulați puțin filmul înapoi, la început, în prima zi, când ați fost instalat pe acel fotoliu de primar până acum? Păi eu, în 2000, aveam 28 de ani, făceam 29, eram tânăr. Da, când îmi văd pozele, așa mă uit cu, parcă cu regret și cu speranță să pot să mai duc anii ăștia. N-am prea vrut să mă fac, că eu aveam alte intenții. Eu sunt inginer electromecanic, viseam să pun mașini să funcționeze, roboți și altceva aveam în cap. Am ajuns din greșeală primar într-un declin... Din greșeală? Da, efectiv din greșeală. Dintr-un declin al industriilor românești, care nu mi-avea nevoie de ingineri la ora aia. Bineînțeles, statul era atunci în economie comandat tot. Toate pilele și parapilele, eu om de la țară, m-am rămas cam singur. Atunci am spus, băi, candidează la LLS, că măcar un post de consilier. Noi am candidat măcar un post de consilier, oamenii mă știau de acolo, din sat, și după alegere am rămas primar. A fost un șoc, să înțeleg, și pentru dumneavoastră, prima nu? Intenție, la început am rămas în turul 2, eram 2 tururi. După am intrat în turul 2, am câștigat și după ce am câștigat a doua zi, m-am dus la partid, la PSD. Nu mi-am schimbat, în 24 de ani nu mi-am schimbat partidul. Indiferent care au fost problemele și indiferent cum am pus problemele. Am fost până, deci am avut discuții la nivel de ministru și am spus, domnule, eu sunt PSD-ist, dumneavoastră ești penelist. Asta vreau. Sau eu sunt PSD-ist, dumneavoastră ești penelist, ca și mine, PSD-ist ca și mine, te rog, ajută-mă. Asta a fost toată, te rog, ajută-mă, indiferent de ce sunt eu. Și m-am dus, a doua zi m-am dus la PSD și am spus, bă, știi care e problema, mă, eu mi-am rezolvat problemele pe la serviciu, vreau să mă întorc înapoi inginer, la care s-a spus, bă, copile, ai intrat în politică, tu îți dai seama ce înseamnă lucrul ăsta. Zice, nu vezi, funcționează de treabă, chiar așa, nu funcționează. Nu, atunci am avut cu promisiunea că peste 4 ani mă întorc înapoi la treburile mele și nu o să mă fac primar. Vă dați seama că după 4 ani de muncă și când ai început să investești și ai început să produci și ai început să stai toată ziua cu oamenii, deja gândurile se schimbă și următorul mandat l-am candidat efectiv de, cum să spun, din ambiția de a merge mai departe, că am văzut cine vrea să-mi ia locul. Deci când am văzut cine se pune lângă mine și vrea să-mi ia locul, am spus, mă, tată, chiar nu pot să las lucrurile din mână, și am mers mai departe și lucrurile au mers așa din inerție. Care au fost cei mai dificili ani?
că în 24 de ani am trecut și noi ca țară prin destul de multe schimbări, probleme economice și așa mai departe. Nu pot să spun că au fost ani dificili. Au fost ani grei, au fost ani mai ușori, dar au fost ani frumoși. Înțelegeți? Deci acolo, la noi, în munții noștri, lucrurile decurg normal și parcă mereu la fel. Cum să spun eu, nu trăim ceea ce se trăiește în orașele mari, azi ești foarte sus, mâine ești foarte jos și cu, mai ales cu psihicul. Azi ești foarte bucuros că ai câștigat ceva, mâine ești foarte supărat că n-ai mai putut câștiga sau am ceva. La noi lucrurile sunt mai domoale, adică lucrurile se desfășoară în pas normal, spre bine, spre înainte. Niciodată noi nu alergăm și nu fugim. Întotdeauna ci că trebuie să te ferești de omul care aleargă și care fuge. Că ăla ori aleargă după bani, după funcții și te lovește ca să ajungă acolo, ori dacă fuge, cum zicem noi că fuge, fuge de răspundere, fuge de... Deci e bine să nu te pui cu omul care tot timpul aleargă. Să tu să mergi liniștit. Aveam un unchi săracul care merea la coastră, fusea cel mai mult decât toți. Dacă făcea concurs, era cel mai slab. Omul trăgea liniștit de coasă, de dimineața până seara, linul său, și când era seara, bă, ăștia care eram mai buni la coasă, ne uitam că el coseam mai mult decât noi. Deci asta este un ritm normal, așa trebuie să fie orice societate. Și dacă ne uităm la societățile cu adevărat dezvoltate, o să vedem că ritmul lor, a oamenilor de pe stradă, e cu zâmbetul pe buze, liniștit, la locul lor. Dacă ne uităm la societățile împrăștiate, ba aruncă bombe, ba să întorc, ba să bat, ba să învârt, ba unul mere înainte, unul mere înapoi. Să înțelegem atunci că în comunalele e o campanie electorală domoală? E o campanie curată, unde noi la nivel de comună suntem numai două partide, PSD-ul și PNL-ul. Este o campanie normală, frumoasă, unde fiecare își pune interesele și unde muncește. PNL-ul muncește mai mult decât mine, care timp mai mult, trebuie să mă ocup și de administrație. Da, poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Deci e un avantaj pentru ei, da, că ei pot umbla mai mult din casă în casă decât mine. Ce-și mai doresc oamenii pentru comunalele ese? Deci, în primul rând, își doresc, și cel mai mare lucru, ce am spus la început, niște drumuri pe care copiii să ajungă la ei liniștiți, să aibă o legătură cu ei. În al doilea rând, își doresc ca în momentul în care copiii vor să vină acasă la ei, să aibă tot ce au în alte părți și încep să aibă, adică să aibă o apă, să aibă un cadru legislativ curat, fiindcă multă lume vine de afară în România și se lovește efectiv ca de un zid de ceea ce înseamnă administrația românească. Trăind 10 ani, 11 ani, 12 ani, crescându-ți copii la școală în țări dezvoltate, în momentul în care vii și îți dorești ceva de la statul român în România și te duci la instituțiile mari ale statului, o să vezi că spune, ba depui azi cererea, răspunsul peste 30 de zile, peste 30 de zile dacă îți dă răspunsul negativ, de cele mai multe ori răspunde să-mi aduci o altă hârtie sau altceva. Mulți dintre ei când vin la mine la primărie se chiar miră, bă, dar ce, parcă tu trăiești la noi, nu în România. A reușit să... Bă, dacă omul vine cu o problemă, odată că avem totul digitalizat, eficientizați, probabil, odată că în al doilea rând, dacă vine omul la mine, spun, domnule, ce ai? Bun, astăzi nu am timp de dumneatale, mâine la ce oră poți să vii? Când ai venit mâine, îți prezinți toți, intrăm pe toate programele care le avem, avem digitalizat, acum intră și starea civilă, avem tot ce înseamnă proprietăți digitalizat, avem tot ce înseamnă registre agricole, avem... Deci cam de ce e interesat un om când vine sus, stare civilă, registre agricole, inclusiv probleme de relații cu vize și cu altceva, care are un sistem, statul român are un sistem centralizat, atât de bine pus la punct și pe cel social, încât dacă ar fi mai puțini oameni și mai care ar lucra nu în viteză, mai așa liniștit, dar să lucre cum trebuie, lucrurile s-ar rezolva foarte repede. Dar la noi, fiind foarte mulți oameni care leargă în toate părțile, așa sunt și programele. La partea de social, vine omul pentru un venit minim garantat. Luna asta.
dacă luna trecută a avut un alt venit, nu le iau în considerare, le iau de-abia luna viitoare. Deci totul vă spun, deci totul este pe calculator. Deci eu când dau un click, el trebuie să spune, nu domnule, ce nu da click acum, de ce? Păi n-ai voie să dai click-ul numai după 25. Păi dacă l-am procesat, de ce? Pur orice, așa e programul. Stau până 25 și dau click-ul, păi zice, nu-i bine că, că luna trecută i-am văzut noi că nu știu ce au primit de la APIA, nu-i mai dau click-ul, bun, dar când? Păi altă lună, bun, îi dau altă lună și trec 3-4 luni până rezolvi o problemă care ai putea o să o rezolvi din câteva click minute. Acum, adică tu ai rezultatul acum și aștepți câteva luni ca să nu-ți dea rezultatul. Deci putem spune rămâne... că vă străduiți unii dintre primarii să implementați anumite proiecte, doar că la nivel central. Deci vreau să spun că este cam încurcă, să spunem unele. Sigur, fiindcă așa sunt făcute, nu știu cine le fac, nu știu de ce ne ascultă de noi, de primari. Înțelegeți? Și nu este doar problema mea, e problema mulți primari de comună. Deci dacă ei, eu zic că s-ar dezvolta țara asta în ceea ce privește administrația enorm de mult dacă ar avea curajul să facă câte o ședință cu noi, cei din administrația centrală, măcar 2 zile pe lună să adune niște primari care mai au rezultate. De ce n-ar avea curajul să facă acest lucru? Cred că ar avea de lucru, cred că i-am încurcat. Să spună, băi omule, cum vedeți și voi lucrul ăsta? Înțelegeți? Care este absolut. Adică eu, dacă eu o hotărâre despre unde punem oile, pentru că eu nu vorbesc cu prefectul. Eu mă duc la ei, bă, fraților, tu ai oi, da? Indiferent că ești în cizme de cauciuc sau nu. Spune unde le punem, spune unde facem. Eu dacă fac ceva despre relația cu primarii, păi de ce dracu nu între primarii? Mă înțelege? E una dintre problemele care le avem, care noi primarii le avem, care încercăm să le corectăm multe dintre lucruri și pe fonduri europene. Foarte multe dintre lucruri și foarte multe dintre pragurile trecute, unde mergem înainte, sunt făcute la intervenția primarilor de comune. Fiindcă noi suntem aia care, sau de orașe mici, care dăm cu capul în populație imediat. Înțelegeți? La noi vine lumea, de noi se lovește prima dată. Noi vedem care-i feedback-ul acolo jos și mergem cu el mai departe. Fiindcă poate nu ai feedback acolo sus, tu ai alte griji. Ai deficit bugetar, ai probabil altceva. Nu ai grijile care le avem noi. Va fi, cum spuneam, au fost ani complicați din unele puncte de vedere. Cum vedeți în viitor, viitorul ăsta apropiat? Că acum e un an electoral, știm cu toții cum se desfășoară lucrurile, pentru dar cel puțin, ce să urmeze? Pentru cel puțin 2 ani, eu deja am proiecte europene în derulare. Deci am contractat vreo 3-4 milioane de euro care sunt contractați și care trebuie finalizați. Deci pentru perioada asta, dacă eu mâine m-aș retrage și aș merge în altă parte, cine vine după mine 3 ani de zile, 4 ani, va sta liniștit că va avea proiectele pe masă, semnate, autorizate, numai să le ducă mai departe. Problema e că va trebui să fac ce fac și eu și ce fac alți colegi de-ai mei care au continuitate. În momentul în care ai 3-4 proiecte care îți merg înainte, trebuie să lași pe altcineva să ocupe de ele și tu să cauți să-ți faci alte 3-4 proiecte care să-ți plece peste 5 ani, peste 6 ani. Dacă mă întrebați care este formula pentru care sunt colegi de-ai mei primari care au 5-6 mandate, asta este formula. Deci în momentul în care tu ți-ai dat drumul la 3-4 proiecte, tu de acum încolo trebuie să te lupți să-ți faci altele. Nu știe nimeni de tine, unii te duci de ce te duci, dar tu te duci ca să... să-ți creezi în permanență ca să-ți faci. Fiindcă noi râdeam de Ceaușescu că avea proiecte pe 5 ani de zile, dar într-adevăr o planificare corectă este de 5-7 ani. Dacă tu nu gândești o planificare pe 5-7 ani ce vei avea de lucru și te gândești numai ce o să fac la toamnă, ca și primar ești pierdut. Acesta să fie cheia succesului pentru unii? Aceasta este o cheie a succesului sau una în care eu care am descoperit-o fără să vreau. Eu am descoperit-o din modul cum au crescut părinții pe mine. Niciodată părinții noștri sau noi pădurenii n-am gândit un proiect, bă, hai să facem azi pentru mâine. Am zis, bă, vrem să... am făcut copilul. În momentul când s-a născut copilul și au avut 3 ani, am adunat bani ca să-mi cumpăr casă în Hunedoara. Copilul când merge în clasa 5-a să aibă casă în Hunedoara. Dacă copilul învață carte, hai să ne pregătim, vedem unde îl ducem la facultate.
Înțelegeți? Deci asta... Și sistemul ăsta l-ați implementat și în administrația locală, cumva. Sistemul ăsta l-am implementat că cu ăsta suntem învățați, așa am crescut, ăsta e sistemul nostru, adică n-ai cum să gândești de azi pe mâine, cum e în politica românească, noi gândim de pe azi pe mâine, vedem care cum, la care partid trecem, la care partid venim, unde zburăm, cu cine ne facem prieteni azi, pe cine înjurăm poi mâine. Probabil eu de-aia am și rămas într-un singur partid atât amar de vreme. Consecvent. Da, pe cred că sunt singurul primar care a rămas atâtea mandate într-un singur partid. Nu știu dacă mai e un primar de 6 mandate într-un singur partid. Erau până la un moment dat, doar că s-au făcut unele transferuri în ultima perioadă și atunci e mai greu să... Păi transferurile făcute sunt mai mult reveniri la matcă. Nu, unele deci dintre mai ele, fost, da. Deci puțin sunt care, toți care au mai fost pe la PSD, au trecut în altă parte, au venit înapoi. Avem înapoi spre normalitate, fiindcă vrem sau nu vrem să recunoaștem, totuși PSD-ul are această linie la hai să vedem ce mai spune și poporul, care înseamnă foarte mult. Văd caricaturile ăștia care, cum să spun eu, puțin mă enervează, efectiv mă enervează, prin care spune, bă, statul bogat, cei care lucrează în administrație și desenează un om cu mustață foarte gras, stă în spatele la săracul antreprenor care i-a mărât cu haine rupte. Și când cobor în stradă, văd că, de fapt, ăla care lucră la stat pe 3.000 de lei e cu mașina ruginită, iar domnii administratori să cam plimbă și să plâng în X5-uri, X6 și alte mașini de 100.000 de euro. La televizor dă bine, la televizor dă bine, știu să te plângi că te vede ăla care lucrează la tine și e angajat, dar tu angajatule, uite-te și tu la ce face, cum să spun, nu știu dacă e bine să zic lucrul ăsta, dar am puțin mă supără și trebuie să-l spun, adică nu poți să joci teatrul ăsta la infinit, eu antreprenorul s-a mărât și sărac și eu știu cu oamenii care lucrează la mine, care stau după voucherul de vacanță de 1500 de lei să ducă undeva și el în vacanță prin țară, iar domnii care se plâng, că vorbea nu contează cât de bine o duci, contează cât de mult te plângi. Și îi văd cu tot felul de mașini și de excursii de te doare capul. Hai să vedem unde își fac antreprenorii români care se plâng că îi omoară statul cu taxele, unde își fac concediile. Hai să vedem. Așa ne putem uita și la unii politicieni, nu? Păi, ia-s cam antreprenori în politică. Nu, hai să fim serioși. Nu știu dacă sunt politicieni. Păi, sunt acum, mai vedem și noi, nu? În presa centrală, ce informații mai sunt lansate cu privire la unii dintre politicieni antreprenori sau antreprenori politicieni, cum vreți dumneavoastră să le spunem. Exact, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne răzbunăm pentru lucrurile ăștia pe cei care lucrează în primării sau în administrație, care chiar nu o duc atât de bine și chiar își fac datoria. Mai avem, cred că, vreo 4 minute din această emisiune, pentru că trece destul de repede timpul. Spuneați că după, iată, aproape 24 de ani, încă simțiți că mai aveți de făcut lucruri pentru comuna Lelesa. Lelesa încă mai are nevoie de lucruri. De ce mai are nevoie? Deci are nevoie odată de structura de drumuri, ca să o completăm, exact ce v-am spus, să fim... Aici aveați probleme cu acea broască la un moment dat, am rezolvat. Ați rezolvat broască. Problema, da, cu broasca, Doamne ajută, la rândul care v-a ei. Împiedicat cumva să realizați un drum. Da, am stat aproape un an din cauza la o broască, nu la o broască, la o specie de broască, care e plin de ele. Ca să nu devenim un ținut, cum să spun eu, numai de sălbătici fără oameni, trebuie totuși populat și trebuie totuși să facem o structură de drumuri pe unde oamenii să umble, chiar dacă mai deranjăm urșii. Am ajuns în imposibilitatea și în inepția statului român, care ascultă nu știu de ce de alții, mai mult decât de oameni, să plângem că nu mai poate să meargă ursul pe drum, pe bată norocul de urs. Eu mi-am întrebat și bătrâni, nimeni nu a văzut mergând urși pe drum în Lelesa până acum. Și când începe să umble ursul pe drum, toți ne enervăm că de ce umblă ursul pe drum și că umblă omul cu mașina și îl deranjează. Dacă vrem să devenim grădina zoologică a Europei, restată după închideți și mintia să nu mai facem curent, lăsăm și urși pe drum păsătăt, nu mai vorbim de lup că e iarăși păsătăt și noi ne ducem și lucrăm în Spania la oi, dacă sau în altă parte, că nu-i dacă asta infrastructură este... rutieră.
infrastructură rutieră, în primul rând, a doua lucru, promovare și pornirea unui turism altfel decât îl știm noi până acum, un turism care începe să prindă. Adică trebuie să fac ca acel antreprenor de la București, în loc să se ducă în nu știu care insule, sau chiar dacă merge, să vină la Hunedoara sau la Lelese sau oriunde în altă parte, la Lunca Cernii, la Ghelar, să stea măcar 5 zile și aici. Și să știți că din experiențele mele, cel care a venit și a stat 5 zile aici, cu siguranță a revenit și anul viitor cu alte familii. Și poate nu familii. Singur, exact. Sigur că da. În final de emisiune o să vă rog să le transmiteți un mesaj locuitorilor comunei Lelese, pentru că, să nu uităm, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale. Dragii mei, în 9 iunie, din nou, suntem chemați toți la urne. Vă rog să nu vă uitați buletinele pe acasă, să le țineți la dumneavoastră, să veniți la vot, să vă uitați la mine, să vă uitați la cei care concurează cu mine și pe cine credeți dumneavoastră că vă poate reprezenta în continuare mai bine, pe ăla să-l votați. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă doresc în continuare cu toate proiectele pe care le aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!